Da, e dimineața la Onești, este foarte frumos. Este un moment deosebit pentru că aseară a fost spectacolul la cinematograful Capitol. Aici la Onești se pare că lucrurile au intrat într-un făgaș normal, să dea Dumnezeu să fie mereu așa. Onești a devenit un centru cultural deosebit și pentru oneștenii noștri de pretutindeni, o avem lângă noi pe Anca Gheorghe. Dumneavoastră aveți un rol foarte important în acest turneu, ba chiar un rol extrem de precis. Sunteți cea care vă ocupați de impresariatul domnului, de management artistic. Așa. Hai, povestiți-ne dumneavoastră cum e să lucrezi cu un artist din muzica clasică, dacă putem spune așa. Bună dimineața, în primul rând, și mă bucur că suntem la Onești. Este un oraș foarte frumos. Referitor la întrebarea dumneavoastră, să fii managerul unui artist de top ca violonistul Alexandru Tomescu este o onoare și o mare provocare în același timp, pentru că nu este nici ușor și probabil că nu este la îndemâna tuturor. Eu sunt favorizată din acest punct de vedere, deci aș putea să spun că sunt fericită câștigătoare a acestei poziții. Este, așa cum și dumneavoastră spuneați, rolul unui manager este extrem de important, dar nu atât de important cum este cel a unui artist, mai ales de talia lui Alexandru Tomescu. Mă bucur că suntem la Onești, turneu internațional Stradivarius vine aproape în fiecare an la Onești, a venit și de această dată. Este la 8-a ediție, pleacă în acest an în 15 orașe din România, în Republica Moldova și în Franța. Ultimele concerte vor fi la Paris și în zona Bretaniei și ne bucurăm că am ajuns aici la Onești, unde am găsit un public extraordinar, foarte frumos și foarte atașat de acest mare violonist român Alexandru Tomescu și de muzica clasică. Dumneavoastră aveți grijă întotdeauna ca totul să fie perfect. Mă uitam cum ați avut grijă să fie un pahar cu apă în timp ce el expunea. Mă uitam, era markerul acolo pregătit pentru autografe. Iată, lucruri mărunte, dacă le luăm așa, dar foarte importante, de care dumneavoastră aveți grijă. Ați avut grijă să se culce mai devreme, aseară, după concert, da, sau ați mai stat, ați mai povestit? Este foarte important ca artiștii să fie odihniți, pentru că efortul pe care ei îl depun este extraordinar de mare și nu atât fizic, cât emoțional. Și da, Alexandru s-a culcat devreme aseară, ca și Eduard Kunz, pianistul cu care Alexandru Tomescu interpretează integrala Enescu în acest turneu internațional Stradivarius. Spuneți-ne dacă pe parcursul activității dumneavoastră, cea de management artistic, ați avut și momente mai speciale pe care le puteți dezvălui oneștenilor de pretutindeni. Ca în viață, toate momentele sunt speciale și unele mai frumoase, altele mai puțin frumoase, unele dificile, altele mai ușoare, dar la toate facem față. Faceți față pentru că, într-adevăr, există o întreagă echipă de profesioniști în jurul lui Alexandru Tomescu. Desigur și de vioară. Cine are grijă de vioară? Avem o companie de securitate care are grijă de vioară, avem o altă companie care se ocupă de transportul pianului pentru că este un pian foarte scump pus la dispoziție de compania Yamaha. Eduard Kunz, pianistul, este unul dintre reprezentanții Yamaha și este artist Yamaha, printre cei 8 la nivel mondial. Iată, un brand mai modern, da, față de Stradivarius, care e un brand care vine din istorie, putem spune așa. Vioara s-a născut într-o anumită perioadă istorică, Enescu a cântat într-un alt context istoric și iată, Alexandru Tomescu are onoarea, câștigând prin concurs dreptul de a cânta pe această vioară, mai bine spus, să o păzească așa spiritual, artistic, da. Un fenomen extraordinar care se creează atât în jurul acestui instrument, dar mai ales în jurul personalității lui Alexandru Tomescu, care dă valoare, că spunea în expunerea lui că
Dacă nu dai valoare unui instrument, el nu poate să se exprime. Dacă nu ai pasiune și trebuie să ai și talent și cred că și un pic de geniu, așa cum este cazul lui Alexandru, nu poți să însuflețești nici un produs, oricât de performant ar fi acesta. Așa că eu cred că Vioara Stradivarius și-a găsit cele mai bune mâini în mâinile lui Alexandru Tomescu să poată face să răsune și să simtă sunetul fiecare român care poate nu este neapărat un cunoscător de muzică clasică. Iată, dragi prieteni, Vioara Stradivarius și Alexandru Tomescu, dar și întreaga echipă de management artistic au fost aici la Onești. Din câte ne-a spus, v-a simțit foarte bine. Inerentă întrebarea, hai să spunem un clișeu al reporterului, când veți mai veni, când veți reveni la Onești? De fiecare dată, de câte ori vom fi invitați. Vă mulțumesc foarte mult. Este încă o oră destul de dimineață, putem spune, aici la Onești. Soarele și-a intrat în drepturi. Este primăvară la Onești. Este o primăvară muzicală. Mulțumim Alexandru Tomescu, mulțumim întregii echipe care au avut plăcere să vină alături de noi și dumneavoastră vă mulțumim pentru interviu. Cu mult drag. Toate cele bune.